Da, și se pare că am făcut o prostie uriașă. Am vrut să ies din cariera aici ca să filmez mai târziu și din greșeală nu am salvat. Ups. Sper să plece cu Lucas. Nu, nu se poate. Opa, e pentru Harding asta. Stai, nu l-am împrumutat deja? A, mi-au acceptat, bun. Deci iar trebuie să-l caut pe Murilo, serios, mă. Băi, frate, băi, pe bune. Hai că dacă fac asta mai din timp, probabil o să am timp să-l bag. Deci știu cât să dau pentru el. E bine, hai să-l căutăm pe Murilo. Transfer. Nu aici, mă. Search player. Aici. Murilo. Haide, haide Murilo. Stai, încă nu mi-a acceptat aia. What the fuck? Stai, cred că trebuie să dau să treacă timpul deja. Oh my god. Miguel Murilo. Ăsta de 20 de ani. Bun. Add to shortlist, așa. Și hai să dăm să mai treacă o zi. A, adică simulăm meciul cu ăștia. Mai pe bune, mă. Hai, firați ai dracu voi să fiți. Skip 3 la 1. Parcă tot 3 la 1 stira, nu? Haha, foarte tare. Fiola s-a accidentat și nu-i bine. Însă nu cred că e ceva grav pentru că a jucat până la sfârșit. Totuși, nu se știe niciodată. Transfer. Wow, n-am primit banii. Stai, 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 stai. Ok, asta e ciudat. Stai, ce se întâmplă, frate, cu jocul ăsta? Pe bune, mă, numai de asta n-aveam nevoie acum. Pe bune. Of, God. Deci trebuie să cer iar bani. Request funds. Automatic promotion. O să cer și astea de mii. Submit request și bun. Și aici dăm advance. Acceptăm. Oh, trebuie să dau accept și la aia, pe bune. Nu am dat accept și de aia. Oh, God. Stai, era mai... Și am primit mai puțin, dar totuși tot am... am destul cât să-l cumpăr pe Murilo. Of, FIFA își bate joc de mine din nou. Stai că era la shortlist, am uitat că l-am băgat. Shortlist, bun. Murilo, uite-l aici. Approach to buy. 500 de mii. Ups, da la milioane. Uite, și mai dau 1000 de euro în plus, așa. Pentru că e un jucător bun. Hai să vedem, dăm advance. Nici acum probabil nu o să-l putem folosi, mai mult ca sigur. Nici măcar nu vedem dacă a acceptat. În fine, asta este... Prostia se plătește. Bun. O să joc mai târziu meciul ăsta. Hai să facem echipa totuși, acum. Așa. Kenneth. Ups, Parks, lăsăm așa. Brown. Gil aici. Norburn. Norburn. Am și ne-a plecat Clucas. Ce? Asta e cea mai mare pedeapsă. Pentru greșeala mea de adineauri. Și hai să vedem meciul cu Millwall. Chiturile astea stupide. Așa, perfect. Sper să îi bat și să mă calific mai departe. Olă, plouă, ura. Da, Millwall, probabil o echipă de Liga a doua sau a treia. Însă, nu se poate pune cu echipa asta. Echipa asta care o să domine fotbalul în câțiva ani, probabil. În caz că Otule nu mai e retard și Brandt o să joace la fel de bine. Și hai să vedem cu recuperarea. Hai băieți, luptați și voi mai mult. Bailey. Bailey pasează, pasează, pasează. Opa! Ai, băi, pala, pe bune, mă! Aproape, atât de aproape de recuperare! Du-te, dracu. Hai, Otule. Otule, foarte bine aici, Brandt. Trebuie să plece pala acolo, pleacă pala foarte bine. Pala, 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 până își face mingea, Doamne, cât stă. Mai și faultează. Da. Tipicului Pala. Beavers acum către Maloney. Maloney. Nu pot să nici mi-am dat seama cum să recuperez acolo. Of. Excelent, Clark. Brandt. Otule. Otule. Pasă bun aici. Harrison. Harrison. Ah, cât de aproape a fost să centreze. Băga mea și... Otule. Extraordinar. Din nou cu recuperarea omul ăsta. Clark. Smith.
Nu, ce pasă proastă, dar Clark, futu-s Clark-ul tău. Bun, așa. Brandt. Haide. Harrison, Harrison, trece bine. Harrison, eroare genetică, ce ești, doamne. Cum pam? Am apăsat cât de 5 ori, mă, pe șut, mă, și n-a dat. Eroarea genetică, Harrison. Acest congolez, somalezo, cubanezo, țigan. Ia să vedem aici din nou către cubanezo, țiganul nostru. Harrison centrează, da, din nou, eroarea genetică. Greșește. Da, dar acum încolo așa o să spun, eroare genetică. Pentru că... Pentru că, ați văzut și voi. Trebuie să plece acolo, eroarea genetică. Însă se întoarce. El se întoarce. Sper să te întorci înapoi, măta, că și așa degeaba te-a născut. Brandt, Brandt luptă și recuperează. Brandt, hai Brandt, hai Brandt, hai Brandt. O centrare bună către clar. Paralel cu poarta, pizda mătii. Pala. Pala, hai, Pala, hai tu, măcar tu, nu mă, nu așa mă, nu așa mă. Trimite la portar acolo și către Trotter se duce mingea. Smith, Otule, pasă bună către Harrison, eroare genetică, cu capul, doamne, câte erori. Incredibil acest jucător, câte erori a făcut, eroarea genetică face erori. Da, de parcă nu era logic. Da, nici mi-am dat seama că greșește la acolo. Și galben, dă-i de la far pe Chablow. După nume. După nume trebuie dat afară. Să te speri, dracu, când îi pronunț numele. Nu, 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 prinde-o, 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 bun. Mă gândeam că o încep și tu să gafesc ca Zapata sau Carlos de la Steaua, care a fost. Da, bău, Blackburn Rovers conce cu 3-0 pe Brentford. 5-0 Fulham cu Bresley. Chelsea, abia 1-0 cu Bristol City. Interesant. Hai să continuăm cu cea a doua repriză. În continuare 0-0 la scorul ăsta. Meciul să se rejoace și nu vreau să mă aglomerez. Trebuie neapărat să înscriu. Haide Pala, haide Pala, dă-i. Dă-i din picioare, dă-i din picioare, dă-i din picioare Pala, dă-i din picioare, dă-i din picioare. Dă-i la, dă-i în centrare, dă-i centrare, dă-i centrare. Dă-i o dată și gol, mă, gol. Brand. Jucătorul ăsta e genial, nu știu ce-mi cumpăr alt atacant. Poate schimb formația, poate o să joc un 4-4-2 sau ceva. Pentru că nu pot să renunț la Brandt, adică what the fuck. De ce ai renunțat la Brandt, pe bune? E Brandt, e prea bun, uitați-vă și voi, înscrie în aproape fiecare meci. Pur și simplu genial. Otule, Brandt, Brandt, hai să vedem, pasă bună, foarte bună pentru Pala. Pala însă își bate joc de efortul lui Brandt. Of, am crezut că ajunge Pala la mingelul. Totuși e bine, Parks, recuperează, Gil. Gil, ce bine, l-a ținut acolo Brandt pe ăla și Brandt, șutul, m-am grăbit, clar, m-am grăbit. Totuși e bine pentru că e corner, încă ocazia lui Brandt. Hai să vedem, Gil bate, Gil bate către Parks. Nu reușește să dea cu capul Parks. Otule. Nu reușește acolo să continue faza Chablow. Hai mă, hai cu intercepția, bine Clark, bravo, Harrison. Eroarea genetică, te rog, o pasă bună, în sfârșit, în sfârșit, miracol. Miracol, însă Brandt nu reușește, nu reușește. Mamă, era poarta goală, trebuie să dau la poartă. Totuși e golul lui Otule, senzațional. 2-0 și celebrarea asta, ce faci în spate? Nu, 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 uite cum se uită la curul Otule. Cred că era Harrison. E bine, malformație ăsta. Eroarea genetică e și gay, ca să vezi ce surpriză. Da, 2-0. Scor final, excelent. Ce aș vrea mai mult de la meciul ăsta? Adică un 2-0, senzațional. Jucătorii s-au descurcat. Mirific, Brandt, omul meciului, 9,6 nota. Felicitări, Otule, 8,9. Cei mai buni jucători ai mei, ăștia doi. Și Smith, dar nu știu de ce are nota așa mică. Pentru că a recuperat multe baloane importante. În fine, oricum un meci foarte bun. Și a acceptat Murillo, hai să-i facem oferta de... Aolo, iar trebuie să modificare, să vedem ce mai avem pe aici. S-a reprogramat un meci cu Colchester.
Da, hai să vedem transferuri. Aici. Hai, trebuie să aibă 500.000. Bun, așa. Squad, nu, 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 stai, unde era transferuri? Nu mă împarte asta aici, transfer negotiation. Murilo. Așa, 3004. O să fie un jucător crucial. Miguel Murilo. Haideți să avansăm, poate îl aducem până la următorul meci. Primesc ofertă, nu am văzut pentru cine, pentru Pala, olo, 1.200.000, oh my god. Cam ce aș face eu cu 1.700.000? Bine, primesc doar 85% din transfer, dar totuși. Pala, un jucător nu prea bun, dar știi ce? O să-l dau. Da, o să-l dau pe Pala. Sau nu, sau... Dăm o contraofertă. 1.500.000 vreau pe el. Dacă îmi dați, îl dau. Dacă nu, adio. Îmi pare rău, totuși e Pala. Opa, pentru Richards. Împrumut, serios? Serios, pentru Elliot Richards. Și acasă. Ieși acasă. Press conference, nu mă interesează conferința de presă. Hai mă. Din nou ofertă pentru Pala. Stai, au mai micșorat. Stai, what the fuck. Hai. 1.300.000, ultima ofertă. Dacă nu, atunci nu. Logic. Să sperăm că o să-l dau și că o să vină și ăla, Murilo. Stai. Nu vrea să vină? Vreau un salariu mai mare, probabil, da. Ah, stai că asta era ofertă, da, da, de la Pala, era de la Brington. Aha, m-am prins acum. Nici n-am băgat de seamă că nu era tot de la aia. Nu vor să dea pentru Pala atât. E bine, pentru Murilo trebuie să măresc, dar nu pot pentru că n-am bani. Deci, o să ne basăm în continuare pe Brand. Așa că hai să căutăm un alt jucător. Da, m-am interesat de Bogdan Stancu și de Tănase, însă ambii sunt prea scumpi pentru echipa mea, pentru buget. Însă am primit o nouă ofertă pentru Pala de la Elche. Bă, atât de mic, mă, pe bune. 1.300.000. Trebuie să accepte oferta aia, prost am fost. Și acum luăm pe Tănase. Sau pe Stancu. Toate că nu sună prea bine, dar... Mai ales ultima parte cu Stancu. Ia să vedem, 200 aici, dăm la ăștia Brington. Poate, poate. Nu vreau să dau cu 1.100.000. Cam prea puțin, zic. S-ar putea să nu, să nu rezolvăm nimic până... Da, chiar nu rezolvăm nimic. Uite că vor să dea ăștia de la Elche. Da, m-am interesat și de unul, Tira. Ca să vezi. Și nu vor să-l dea. Bun. Adio, Pala, îmi pare rău. Te salut, Pala. Pala va pleca, din câte vedeți. Locair. Nu, nu pleacă Locair. A plecat la Elche pentru 1.200.000 al nostru Pala. Asta dacă se și înțelege cu clubul. O să vedem data viitoare. Da, vrea să joace Pintili, sigur că o să joace. Avem meci cu Scunthorpe United. Dar îl vom juca în episodul viitor. Hai să vedem pe ce bloc ne poziționăm. Normal că primul, însă am luat 4 goluri de la meciurile simulate. Nu-i nimic. În continuare, fără înfrângere, totuși cea mai bună defensivă, adică 4 goluri în 26 de meciuri. Și alea simulate. E bine. Revelie e goalgetter? Wow. Da. Nu știu dacă e Revelie pe care l-am avut eu la... cum îi zice? La Rotterdam. Uite că Moxon are 7 goluri, am și unul pe aici. Încă puțin și l-ajunge acolo Brand. Foarte tare. Ia să vedem și în FA Cup. Să vedem cu cine am picat. Chiar sunt curios. Încă nu s-au tras, se pare. Capital One Cup.
Dar arată așa, înseamnă că nu s-au tras. Da, la sorți. În fine, cam asta a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut să-l vizionați. Eu am fost Quick. Data viitoare vă spun mai bine. Ciao, les!